Continuăm cu prova 07. La Universitatea de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iași s-a desfășurat cea de-a patra ediție a concursului de vinuri spumante românești. Este singura competiție de acest gen din țara noastră. A fost propusă jurizării vinuri spumante de la majoritatea producătorilor români, unele fiind recent apărute pe piață, iar altele lansate special cu această ocazie. Fiecare an vinurile se schimbă, vinurile spumante beneficiază de o posibilă maturare pe drojdie un timp diferit și atunci descoperim iar și iar chestii noi despre vinurile pe care le degustăm acum. Este extrem de interesant că un astfel de concurs la nivel național poate să ne arate o imagine în timp real a spumantelor din România. E bine de făcut o ierarhie a lor și pentru consumatori și pentru producători. Consumatorii se pot orienta în sărbătorile și hai să spunem că un fel de influență pe care o poate avea acest rezultatele acestui concurs, dar mai ales pentru producători care să știe cam unde se află produsul lor în ierarhia spumantelor din România. Dacă ai un produs bun, îl arunci în competiție și vezi de fapt unde este. Așa fiecare când îl degustă la casă, spune că e cel mai bun. Jurizarea s-a realizat după o fișă de degustare proprie, mai complexă decât cea standard de la Organizația Internațională a Viei și Vinului, astfel încât aprecierea finală să fie cât mai relevantă. Și prima dată ne uităm la culoarea și la partea vizuală a vinului, unde încercăm să vedem dacă vinul este limpid, cât de mult se strălucește, dacă are fines, dacă are persistență în bule, după care analizăm olfactiv și gustativ. La ediția din acest an, evaluarea probelor a fost făcută simultan la Iași și la București. Din comisie au făcut parte oenologi, degustători din cadrul Asociației Degustătorilor Autorizați din România și cadre didactice de specialitate ale USV Iași. Concursul vine și în sprijinul consumatorilor care vor afla de pe etichetele sticlei de vin cât de bun este acesta, mai ales că sărbătorile de iarnă se apropie.